Bună seara și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube, sunt Nicu și de această dată în acest material vom discuta despre o baterie care se încarcă dintr-o baterie principală, o baterie de supercondensatori. Este o baterie de supercondensatori de 400 de farazi. O să dăm un pic ca să observăm. Deci avem o baterie 6 condensatoare de 400 de farazi legate în serie și astfel avem un ansamblu care reprezintă o baterie de 15 volți maxim. Dacă luăm în considerație un 2,5 volți pe condensator, deci practic avem un mai bine de 16 volți tensiunea limită maximă admisă. Și vom încărca această baterie de condensatori din această baterie cu plumb și astfel o să observăm curentul care este absorbit și în cât timp este absorbit, în câte secunde este absorbit acel curent din bateria principală. Bateria principală fiind această baterie cu plumb încărcată la maxim și o să observăm în cât timp se încarcă aceste condensatoare. Deci practic ele o să se încarce într-un timp foarte foarte scurt, de ordinul secundelor, și avem și un voltmetru pe care o să urmărim tensiunea în timpul încărcării și evident un ampermetru pe care o să observăm curentul care îl absorbe timp de câteva secunde atunci când se încarcă această baterie de condensatoare. Am utilizat aceste conductoare de legătură de 6 mm pătrați pentru a limita curentul, pentru că aceste tipuri de condensatoare, aceste condensatoare de 400 de farazi se încarcă la un curent maxim de 250 de amperi și pentru a nu le deteriora trebuie să le încărcăm sub 250 de amperi și astfel am pus aceste conductoare mai subțiri. Deci dacă utilizăm conductoare necorespunzătoare, în orice instalație electrică putem să deteriorăm componentele, evident că la curenți mari. Și avem și un bec electric care ne indică încărcarea condensatoarelor. Deci practic acest bec, deci becul numărul 3 acesta, este un bec de 60 de W care o să ne arate încărcarea atunci când încărcăm bateria de condensatoare. O să observăm și pe acest bec stadiul de încărcare în acele câteva secunde în care o să încărcăm această baterie de supercondensatori. Să-i dăm drum, să vedem. Punem această bornă pe baterie și observăm în același timp și tensiunea și curentul de încărcare. Observăm că se încarcă foarte rapid. Deci practic s-a încărcat în mai puțin de o secundă. Aceste condensatoare s-au încărcat în mai puțin de o secundă. Deci practic în cel mai mult curent îl ia la pornire. Deci atunci când pornesc de la zero, pornire însemnând faptul că pornește de la zero, apoi curentul scade undeva pe la, avem scala aparatului pe 400 de amperi. Curentul ulterior pe condensatoare scade undeva pe la sub 10 amperi. Deci practic în primele 2-3 secunde maxim acel curent o să sară undeva pe la 200 de amperi sau chiar mai mult. Și ulterior, după ce luăm borna de pe baterie, avem aceste condensatoare încărcate, după cum observăm, și ele se descarcă lent prin becul electric pe care l-am montat în paralel pe condensatoare în circuit. Și observăm că se descarcă încet. Și așteptăm să vedem cam în cât timp se descarcă aceste condensatoare. Deci practic ele se descarcă lent, deci absorb un curent foarte mare la pornire și după ce acestea se încarcă complet, până se încarcă la maxim, ajung la tensiunea bateriei, la o tensiune de
12,2 sau chiar mai mult, până la 12,6V, cât are această baterie încărcată la maxim. Și observăm că se descarcă, am ajuns pe undeva pe la 6V în timp de aproximativ un minut, cât v-am ținut de vorbă, s-a descărcat la jumătate această baterie de condensator. Deci practic ar trebui să țină în jur de 3 minute încărcată pe un bec de 60W, cum este acest bec, această baterie de condensatori de 400 de farazi. Evident că ele fiind legate în serie nu au chiar 400 de farazi, au 400 de farazi după formula de calcul, au în jur de 64-65 de farazi, pentru că ele sunt legate în serie și, după cum știm, condensatoarele legate în serie capacitatea acestora, atunci când sunt legate în serie, capacitatea unui condensator format din mai mulți condensatori legați în serie scade, iar în paralel crește capacitatea atunci când îi legăm în paralel. Fiind legați în serie, au o capacitate mai mică, divizibilă cu 6 în acest caz, pentru că sunt 6 bucăți. O să mai observăm încă o dată încărcarea, o să ne uităm atât pe ampermetru cât și pe voltmetru și o să observăm din nou la câți amperi se încarcă și în câte secunde. Și practic tensiunea pe unul din condensatoare, pe oricare dintre aceste condensatoare, este undeva în jurul valorii de 2V, în acest caz. Încărcându-le cu 12V, avem în jur de 2V pe fiecare element capacitiv, care îl avem în imagine. Și a ajuns tensiunea undeva pe la 1,2V și o să mai facem încă un test. Deci ne mai uităm încă o dată. Și o să mai observăm o dată și în cât timp se încarcă și la ce curent și cât de repede crește tensiunea în circuit. Și observăm și după becul electric cât de repede. Deci îi dăm o stare de on. Avem în jur de 100 și ceva de amperi la pornire. 100. Deci curentul inițial este undeva de în jurul valorii de 150 de amperi. Și ulterior, după cum observăm, scade foarte mult, înspre 10 amperi și ulterior lent, până la 1 amper și scade foarte. Deci practic se încarcă foarte rapid. Tensiunea unei baterii încărcate este una de 12V, dar fiind faptul că este această baterie de condensatori absorbe un curent foarte mare, tensiunea bateriei evident că a scăzut foarte mult, pentru că este același fenomen cum avem și la un automobil. Atunci când pornim motorul mașinii, demarorul mașinii, practic electromotorul care realizează pornirea motorului termic, absorbe un curent mare și bateria ulterior trebuie reîncărcată. Deci practic tensiunea după o pornire la mașină nu mai este 12,6V, este undeva pe la 12,1, 12,2 maxim. Și observăm că becul se stinge încet și scade în jur de, deci la 60W, în jur de 3 minute avem această putere de 60W. Sper că v-a fost de folos acest material video, ne revedem în materialele următoare să discutăm lucruri cât mai interesante despre electrotehnică, electronică și nu numai. Iar acestea fiind arătate, vă doresc o seară bună în continuare, weekend plăcut și spor în tot ce vreți să realizați. Numai bine!